Nicu Covaci va combina în seara aceasta pe scena Hard Rock doina și instrumentele tradiționale românești. Promite un spectacol rock de excepție. Păpărugă, rugă, ea ește neună. Tu ești mai mult spre melodiile dragoste. Cum te poți alătura haiducilor? Mă alătur poporului meu, pentru că această muzică face parte, compusă de Nicu Covaci și stilizată tot de el, totuși face parte dintr-o anumită tendință, un anumit fel de a fi al acestui popor. Nicu Covaci ne-a mărturisit că a început etnoroc în anii 70, când Nicolae Ceaușescu i-a obligat pe artiști să revină la melodiile tradiționale, indiferent de stil. Ne-am speriat cu toții, ne-am luat la nusă câtă nici la mare. Nu știu oamenii ce se cânte. Și am avut noroc, am găsit în arhivele Electrecordului niște înregistrări cu muzică arhaică, înregistrări de pe vremea când încă nu exista bandă de magnetofon. Am reușit să facem o sinteză a folclorului arhaic și la un mod convingător, lumea ne cântă piesele. Putem spune că Ceaușescu până la urmă v-a ajutat să descoperiți folclorul? Da, pe de o parte mulțumesc. Cel mai tânăr membru al trupei are doar 15 ani. Am aflat mai multe despre folclor venit în trupă, deoarece și stilul este etnoroc și este o combinație foarte interesantă pentru mine. Concertul va începe la ora 21, va fi un eveniment pentru suflet și spirit, promite Nicu Covaci. Să nu ne uităm limba română!